Ziua! Bună ziua! Fericită! Așa. Dați-mi voi, vă rog, cum e Da, 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 Care a filmat iese, vă rog și-o vot. Mai plinit sunt cu unul? Da. Care a filmat iese? Spre amul? Nu vă trebuie chiar un rug toți. Deci după linie rug. Mi-am rugat tot după linie rug. Nu știu, am o să plec.
trimis o mână. Dați-vă înapoi, vă rog. Aș poate dat să mă văd. Da. Așa ești, încă doamna, așa să o punem cum vine pe toți. Da, și voi după asta plecați. Da, da, da. Că două persoane au fost făcute și... Ok. Ok, bun. Și-a ajuns pe un procedură acum, dacă mai... Da, da, asta mai așteptați un pic. Da, da. Pentru că trebuie să mă meargă la Да, 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 да. Чайник твой ищет, кого связаешь, кого связаешь. Что за результаты по имени? Карл Фильмат есть, ворон трацал. Результаты тут есть. Результаты Фильмат здесь. Ай, вы рук промоси, шесть держать, это калца тряпки. Снимать, снимать же переезд. Ай, вы рук промоси. Переезд. Дома привет, там. Дом. Так, ищет за руки. Ну, Так, ищи зворок, что ты трялся. Поешири. Олег, тут пора. Да, все идут для этого. Спать, уходить. Да, и уворок, крома. Юшки, вот. Это моя сенсу. Так, Марина, чили. Это крепер, что? А я что, если вы смяты с мотором? Да, да, Я вот хотел бы, да, билет?
Да, да. Все, да, да, можем. И потом будет симптом, я не знаю, будет болеть, не болеть. А у вас Олег мой попал? Да, ну вот. Я могу одежду и подвинуть. Я могу сейчас вырвать клар. Băieți, ne spuneți, gata suntem? Nu! Un, doi, Oleg. Nu, 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 până la este. Oleg, este? Este. Domnule Botezatu, sunteți prima persoană din Republica Moldova care a primit doza de vaccin. Ce emoții aveți? Sunt cele mai frumoase emoții. Țin acest certificat de vaccinare exact cum am absolvit Universitatea de Medicină, cu aceleași emoții, cu aceeași mândrie și cu aceleași gânduri bune că în sfârșit este speranță în acest tunel întunecos. Și lumina cu siguranță se va aprinde pentru toți colegii. De astăzi a demarat această companie de vaccinare și mă bucur faptul că colegii mei sunt dornici să se vaccineze. A fost o ordine evident cum s-a calculat ca să fim vaccinați toți colegii de la terapie intensivă și colegii din departamentul COVID. Totuși sunteți primul moldovean imunizat. Ce gânduri aveți? Sunt gânduri optimiste, sunt gânduri bune, sunt gânduri pline de speranță și mă simt foarte bine. Au trecut acele 15 minute recomandat de specialiști în domeniul respectiv și mă simt foarte bine. Senzația este destul de bună și cu acest gând și cu această speranță mergem mai departe la serviciu. Deja de un an de zile sunteți în prima linie, luptați cu noul tip de coronavirus. Știm că dumneavoastră ați fost și infectat cu noul coronavirus. Cum a fost această perioadă? Cum este? A fost o perioadă deloc ușoară. Vreau să cunoaștem toți că pacienții care suportă COVID, indiferent de formă, ei trec o perioadă destul de complicată și toți pacienții, absolut toți, în ultima jumătate de an, când deja vorbeam de vaccin, întrebarea era dacă ați fi avut posibilitatea să vă vaccinați, toți au răspuns într-un gând că da, toți care trec prin complicații și prin boala provocată de acest virus, toți au spus că ar fi acceptat să se vaccineze și toți nu vor să se mai reîntoarcă în acea experiență. Ce mesaj aveți pentru oamenii care sunt un pic mai reticenți? Reticența o să dispară începând de azi, că acest lucru le spun eu, să nu le fie frică. Cu adevărat, nu ar trebui să fie reticență la vaccin, vaccinul fiind unul dintre puținele colace de salvare în această pandemie și în infecțiile virale. Le spun că chiar să nu le fie frică, dar să mai fie precauți în continuare, încă nu am scăpat de pandemie și cu siguranță cu ajutorul oamenilor și celor apropiați nouă și a medicilor, evident, vom trece cu bine. Dar totuși, dacă vorbim despre reticență, în presă au apărut niște informații că unii medici se tem să se vaccineze anume cu AstraZeneca. Nu este adevărat. Noi, medicii, am discutat foarte mult, am urmărit și rezultatele studiilor din primele dăți când a apărut despre vaccin. Noi doar am așteptat vaccinul să ajungă în țară. Erau discuții, va ajunge Pfizer-ul, mai puneam că va ajunge AstraZeneca sau alt producător. Noi din start ne-am pus ca și scop, noi nu ținem cont de producător, noi acceptăm vaccinul pe care ni-l recomandă autoritățile și specialiștii în domeniu și primul vaccin care ajunge în Republica Moldova este vaccinul nostru și cu mândrie îl acceptăm și ne vaccinăm. Domnule medic, ce v-au spus rudele de acasă când au aflat că veți fi primul moldovean imunizat? Vreau să vă spun că ei n-au aflat că voi fi primul moldovean. După ce am ieșit acum de la vaccinare, am luat telefonul și am văzut și m-au felicitat rudele. Dar de ce ați ținut asta în secret? Eu nu am ținut în secret. La Spitalul Republican se vor vaccina medicii din prima linie, dimineața la ședința a Consiliului Medical. Mi-a spus domnul director că, uite, acuși ne vaccinăm, doamna Alexandru, doamna Iana și toți colegii, veți fi vaccinați primii și succes. Asta a fost. Ce puteți spune despre vaccinul Sputnik V? V-ați fi vaccinat cu el dacă acesta ar fi fost vaccinul? Nu aș fi vrut să dăm denumire la o denumire sau alta. Este un mecanism de producere a vaccinurilor. Mai bine să întrebăm colegii care sunt specialiști în domeniu. Eu doar sunt un medic care îmi fac bine treaba împreună cu medicii și doar sunt mândru că am primit vaccin. Dar însuși procesul de vaccinare, cum a fost? Foarte ușor. Să ne explicați, este dureros? Nu este dureros. Mă așteptam ca să fie dureroasă înțepătura, am mai primit injecție. Nu, este o procedură și o înțepătură foarte simplă. Durere nu simte și deja
cred că 20 de minute au trecut și senzația este destul de bună. Domnul Alexandru, mulțumim. Doamna Iana. Iana. Iana, senzația asta de la un bărbat, să vedem ce spune și o femeie. Eu să dau așa ca să fii cum mă-ți întrebi. Așa. Vă rugăm să vorbiți un pic mai tare, vă rugăm, pentru că suntem cam departe. Suntem gata? Doamna Cătorcea, cum vă simțiți după ce ați primit vaccinul? Mă simt foarte bine, mă simt fericită că în sfârșit vaccinile au ajuns în Republica Moldova și de mult am așteptat, de mult chiar așteptăm când să fim vaccinați. Da, toți colegii mei. Ați făcut cunoștință cu certificatul ăla, de fapt, care l-ați semnat? Ați văzut că sunt anumite reacții, cum ar fi dureri de cap, ar putea să fie, sau erupții? Vă temeți? Vă este frică de aceasta sau nu vă așteptați la anumite reacții? Desigur, noi știm că oricare reacție adversă poate fi de la oricare vaccin, nu are importanță asta contra vaccina COVID-19 sau oricare vaccină care noi facem pentru noi și copiii noștri. Eu nu mă tem, sunt sigură în calitatea vaccinului care a venit la noi, Republica Moldova. Dar totuși, doamna Cotorcea, autoritățile din Consiliul de Coordonare spuneau că vaccinul Pfizer este mai eficient decât AstraZeneca. V-ați vaccinat cu AstraZeneca. Nu vă este un pic teamă dacă vorbim din punct de vedere al eficacității? Dar, sincer, nu pot să vă răspund la această întrebare. Nu pot să vă răspund, nu este profesional în domeniu. Dacă puteți să ne spuneți pentru dumneavoastră cum a fost perioada de pandemie, de un an de zile sunteți în prima linie, dacă ați fost infectată în această perioadă sau nu? Care este situația acum în special? Ultimul an, într-adevăr, este destul de, de grav, spunem așa, dificil acest an. Noi, secția noastră acordă asistență anesteziologică la pacienți chirurgicali ca și non-COVID și ca și în reanimare, în terapie intensivă COVID, am trecut prin perioada asta de boală în luna noiembrie, forma era medie, am stat acasă, am fost internată, dar oricum am luat decizie să mă vaccinez numai decât obligator. Credeți că v-a fost frică să fiți printre primii vaccinați? Nu, chiar am rugat dacă este posibilitatea să fiu prima, că asta e unica metodă pentru noi. Pentru siguranța noastră, pentru sănătatea noastră. Dar cum arată acum situația de pe interior, din spital? E valul de 2, 3? Ce se întâmplă? Ministru, foarte bine vedeți ce datele arată Ministerul Sănătății. Suntem arhipelini, într-adevăr. Mult pacienți sunt grave. Crezi că vaccinul ar putea schimba situația? Da, desigur. Vaccinul ne ajută foarte, foarte tare pentru a limita transmiterea virusului și apariția formelor noi de virus. Pentru asta ne vaccinăm. Țări precum Italia și Germania nu recomandă vaccinul AstraZeneca pentru persoanele cu vârstele trecute peste 55 și 65 de ani. Dumneavoastră ați recomanda acest vaccin persoanelor cu aceste vârste din Republica Moldova? Niciodată vă spun, nu sunt specialist în domeniu, nu pot să vă răspund la această întrebare. Stimați jurnaliști, mi-au propus să vorbească doamna Marcela Chilian. Da. Și atât serviciului și în care mi-a plăcut care vă poate răspundă la întrebările ce ține în legătură de vaccinare, de vaccin. Da, bună ziua tuturor! Bine ați venit într-un număr atât de mare în Spitalul Clinic Republican. Într-adevăr, astăzi noi am început procesul de vaccinare. Suntem foarte mândri și entuziasmați că, ca și instituție terțiară, care tratează pacienți în formă gravă și extrem de gravă a COVID, a infecției COVID, am avut posibilitatea să fim primii care încep procesul de vaccinare în Republica Moldova. Pentru noi este o onoare. Am așteptat foarte mult acest vaccin. Și în momentul în care am aflat că într-adevăr vine în Republica Moldova, am fost cei care am spus că vrem să fim primii, să arătăm un exemplu pentru colegii noștri de pretutindeni, pentru persoanele care au fost bolnave, care nu au fost bolnave, că într-adevăr vaccinul este efectiv, că noi vrem să vă dăm vouă exemplu, că dacă noi putem, înseamnă că puteți și voi. Spuneți-ne câte persoane au fost vaccinate până în acest moment. Până în acest moment, evident că noi am început vaccinarea abia de o oră și din cauza anumitor momente de organizare, procesul este un pic mai migălos, dar deja cred că avem 10 persoane care sunt vaccinate. În total, câți urmează să fie vaccinați de aici, din instituție? Deci, spre vaccinare sunt programați toate persoanele din Spitalul Republican. Bine, este un proces de lungă durată, care va dura pe parcursul a câteva zile.
respectiv poate chiar și o săptămână, două, plus că să nu uităm că este și a doua doză de vaccin care urmează să fie administrată peste câteva săptămâni. Deci acest proces va fi unul de lungă durată, astfel veți avea posibilitatea de multe ori să puneți aceste întrebare. Întrebam și anterior, țări din Europa, Italia, Germania, nu recomandă acest vaccin persoanelor cu vârstele trecute peste 55-65 de ani. Dumneavoastră ați recomanda vaccinul AstraZeneca persoanelor vârstnice din țara noastră? Deci, Organizația Mondială a Sănătății recomandă folosirea vaccinului pentru persoanele care sunt trecute de 65 de ani. Noi, ca și instituție medicală și specialiști din Republica Moldova, ne orientăm, în primul rând, după recomandările care sunt date de Organizația Mondială a Sănătății. Dumneavoastră, cu care vaccin ați prefera să vă vaccinați din cele care există? Sputnik, AstraZeneca, Pfizer? Deci, eu, ca și lucrător medical, prefer să mă vaccinez. Punct. Deja cu acel vaccin care este la moment disponibil în Republica Moldova și, cum am mai spus, suntem foarte bucuroși și mândri că noi suntem primele persoane care se vaccinează la moment cu AstraZeneca. Situația epidemiologică în țară este destul de gravă, înțelegem, și acum a început vaccinarea abia. Totuși, spitalul nu a organizat o sală în care jurnaliștii să poată să păstreze distanța fizică. Suntem la mai puțin de un metru. Cot în cot, cum comentați această situație? Stimați colegi, prezența dumneavoastră în procesul de vaccinare este una care nu a fost nici de cum, una care noi am gândit-o, fiindcă noi la un moment dat vaccinăm și suntem cointeresați să vaccinăm personalul medical. Nici de cum să facem din acest moment ceva care, da, noi vrem să motivăm persoanele, să le arătăm că, într-adevăr, noi suntem un exemplu pentru restul, însă Spitalul Republican este cointeresat, în primul rând, să-și vaccineze persoanele și să încercăm să promovăm vaccinarea în măsura posibilităților. Dar știați că vor fi jurnaliști într-un număr atât de mare, adică se putea de organizat așa încât să se evite îmbulzeala într-un spital. Și dumneavoastră, ca și persoane care sunteți în plin proces pandemic, la fel știți că veniți într-o instituție medico-sanitară publică unde se tratează pacienții COVID-19 și conștientizarea fiecărei persoane, în primul rând, este principalul element ca să evităm răspândirea pandemiei. Deci pe aceasta noi mizăm pe conștientizarea tuturor, indiferent de care este nivelul acestora de formare, fie că este lucrător din instituție medico-sanitară, fie că este vorba despre un jurnalist, fie că este vorba de un manager într-o companie de IT, de exemplu, fiecare persoană, în primul rând, trebuie să conștientizeze ce face, să fie conștient de alegerile pe care le face, să le facă sigur pentru de urmările care vor să vină. Când ar putea începe vaccinarea în masă? Efectele secundare, evident că pot să fie ca la orice alt tip de vaccin, avem calendarul vaccinării, care îl facem începând din primele momente ale vieții unui copil, acest vaccin are exact aceleași tipuri de reacții adverse. Dureri la locul injectării, cefalee, temperatură ridicată până la 38 de grade, care, în linii generale, timp de 24 de ore, dispar. O să vă întreb și pe dumneavoastră, anterior, reprezentanții din Consiliul de Coordonare spuneau că vaccinul Pfizer este mai eficient decât AstraZeneca. Iar în presă au apărut unele informații, precum că medicii le sunt frică să se vaccineze cu AstraZeneca. Este adevărat? Deci, iarăși, noi ne conducem, în primul rând, de informațiile oficiale, de pe site-urile oficiale și recomandările oficiale a Organizației Mondiale a Sănătății. La moment sunt câteva tipuri de vaccin care sunt deja aprobate în Uniunea Europeană și preaprobate de OMS. Respectiv, dacă un vaccin a trecut toate etapele de aprobare, noi îl considerăm sigur de a fi administrat oricărei persoane. Până la urmă, au reportat unii medici să se vaccineze cu AstraZeneca. Este această frică? Stimați colegi, noi avem coadă la vaccinare. Deci asta cred că este principalul argument de deschiderea personalului spre vaccinare. Avem coadă din prima zi, lumea este dornică, lumea dorește să fie vaccinată și cred că asta zice multe. Dar câte vaccinuri așteptăm pe platforma COVAX? Aceasta poate să răspunde agenția care se ocupă de achiziționarea directă a vaccinurilor, nici de cum instituțiile care se ocupă de tratamentul pacienților și care la moment sunt beneficiari a vaccinării. Dar precizare, toate persoanele care s-au vaccinat astăzi se simt bine, nu au niciun efect secundar? Sau... Persoanele deja care au fost primi s-au întors în activitate. Revin la muncă, da? Da, sigur, revin la muncă și exercită activitatea conform fișei de post și
Asta este. Deci activitatea noastră spitalicească continuă în regim normal. Bine, vreau să-ți prezentați. Vă scuzați. Mă numesc Chilianu Marcela, sunt șef serviciu sanitar epidemiologic în Spitalul Clinic. Mulțumesc. 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 Mulțumesc.